Hei, salut drăguților! Eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. Astăzi am cu mine foile acestea pe care le-am primit de la guvernul austriac, însoțite, bineînțeles, de good shine-ul acesta pentru energie. Probabil că mulți dintre voi ați primit acest good shine. Puteți să-l primiți până la data de 30 iunie, deci dacă nu l-ați primit, încă nu e nicio problemă, poate să-l primiți, deși cred că majoritatea au primit în poștă acest good shine. Și o să încerc să vă explic astăzi despre ce este vorba și cum să-l completați, ce să faceți cu el și ce se întâmplă cu acești 150 de euro pe care guvernul austriac îi oferă pentru a acoperi din costurile de energie anuală. Așa că dacă sunteți interesați de toate aceste informații, rămâneți cu mine, dar înainte vreau să vă rog să vă abonați acestui canal dacă vi se par utile informațiile pe care vi le ofer, dacă vă place de mine, dacă vreți să mă ajutați, apăsați butonul de subscribe, durează doar 2 minute, nu vă costă nimic, dar pentru mine e un mare ajutor și dați și un like acestui clip sau distribuiți-l către cei care considerați voi că au nevoie de aceste informații. Pentru că se întâmplă de multe ori să primim scrisori și informări de la guvernul austriac, dar să nu prea știm despre ce este vorba. Mi se întâmplă și mie foarte des și fiind și limitarea aceasta în ceea ce privește limba germană, e destul de complicat, așa că m-am gândit să fac un clip explicativ în ceea ce privește acest good shine. Așadar, ați primit acest good shine pe care îl vedeți aici, îl am și eu, în care trebuie să treceți anumite date și apoi să îl trimiteți fie prin poștă, pentru că aveți și plic. Împreună cu aceste hârtii a venit și plicul acesta pe care îl puteți pune la poștă sau puteți să scanați codul QR care este aici pe formular și puteți să completați online acest good shine. Poate este mai simplu, dar dacă nu vă descurcați foarte bine cu aceste coduri QR și să completați online, puteți să îl trimiteți și prin poștă. Este în regulă și aveți timp să faceți lucrul acesta până la 31 octombrie 2022. Deci nu este o mare grabă, dar e bine să faceți, să fiți siguri că vă încadrați în acest interval, deci până la sfârșitul lunii octombrie, pentru ca apoi cei 150 de euro să fie scăzuți din factura anuală pe care o primiți pentru costurile la energie. Deci știți foarte bine că aici în Austria vi se face această regularizare anuală când vine și vi se citește contorul de energie. Vi se calculează consumul total și în funcție de cât ați plătit pe parcursul anului, vi se va emite o factură cu minus sau cu plus, dacă aveți de plată sau dacă trebuie să vi se returneze, caz în care vi se va include în această factură și această sumă de 150 de euro. Dacă optați să trimiteți acest good shine completat prin poștă, este bine să faceți o poză înainte sau să vă notați datele pe care le-ați trecut aici pentru a ști mai apoi numărul de good shine și prufțalung, care sunt aici primele două câmpuri completate deja pe good shine, în cazul în care aveți întrebări. Și este bine să aveți aceste informații. Deci, dacă faceți online, atunci e mai ușor, pentru că aveți la dispoziție hârtia aceasta și știți la ce să vă referiți dacă vreți să verificați anumite lucruri. Dacă nu, faceți o poză sau o copie sau notați-vă undeva aceste numere pentru că sunt importante și nu vreți să le pierdeți. Următorul câmp pe care trebuie să îl completați este țelpunct-numă, adică numărul acela de pe contor pe care dacă nu aveți la îndemână și nu știți de unde să îl luați, este foarte ușor să vă uitați fie pe contractul pe care l-ați încheiat cu furnizorul de energie electrică, fie pe o factură lunară pe care vă trimit ei, fie în format electronic, fie în format pe hârtie, cum ați optat. Găsiți acolo acest număr pe care trebuie să îl treceți în acest câmp. Trebuie să treceți ca câmp obligatoriu, vedeți că sunt cele marcate cu steluță și trebuie să vă treceți numele de familie, trebuie să vă treceți numele vostru, adică a persoanei care are încheiat contractul cu furnizorul de energie electrică. Deci acea persoană, indiferent de persoanele care locuiesc la adresa respectivă, cel care are numele trecut pe contractul încheiat cu
cu această companie, trebuie să completeze, să-și completeze numele aici. Trebuie să treceți tot obligatoriu și numele companiei care vă livrează energia electrică. Aici în Austria sunt mai multe companii, în funcție de cea cu care ați optat voi să aveți contract, treceți aici numele acesteia. Dacă nu știți exact cum se numește, uitați-vă pe factură sau pe contractul pe care l-ați încheiat. Trebuie să treceți numărul de telefon. Acesta este opțional, însă este bine să îl treceți în cazul în care apar probleme, pentru ca ei să vă poată contacta dacă au întrebări. Data de naștere a persoanei care este pe contract, aici este încă o dată un câmp obligatoriu, și adresa de e-mail. Dacă vreți să vă contacteze pe e-mail sau prin telefon, este bine să treceți toate aceste informații. Și aveți două căsuțe pe care trebuie să le bifați. Prima dintre ele se referă la limita de venit. Și trebuie să confirmați faptul că nu depășiți această limită de venit pe cap de locuitor din apartamentul respectiv, să spun așa, pentru a putea să beneficiați de acest Gutschein, și o să vă explic eu imediat la ce se referă. Și trebuie să bifați a doua căsuță pentru a confirma faptul că aveți un contract cu un anumit, cu o anumită companie care livrează energie electrică în numele vostru, adică în numele persoanei cu care ați completat acest Gutschein, și că persoana respectivă are adresa principală la adresa respectivă, adică are Hauptwohnsitz acolo. Deci este foarte important să bifați aceste lucruri, sunt obligatorii, și confirmați faptul că aveți dreptul de a beneficia de acest Gutschein. Care sunt regulile pentru a beneficia de acest Gutschein? În primul rând, trebuie să aveți un contract cu un furnizor de energie electrică. Deci persoana respectivă, al cărui nume o să fie trecut pe Gutschein, trebuie să aibă numele trecut pe contractul cu furnizorul de energie electrică. Trebuie să nu depășiți o anumită limită a venitului din familia respectivă pe membru de familie, și trebuie ca în perioada între 15 martie 2022 și 30 iunie 2022 să fiți înregistrați cu adresa principală în locuința respectivă cel puțin o zi. Deci trebuie să aveți Hauptwohnsitz la adresa respectivă în perioada 15 martie 30 iunie 2022 pentru cel puțin o zi. Aveți grijă la regulile acestea. Dacă nu le îndepliniți, înseamnă că nu puteți să bifați aici pe Gutschein ultimile două căsuțe, și atunci nu beneficiați de acest, de această sumă de 150 de euro. Așa cum vă spuneam, sunt aceste date pe care trebuie să le completați automat, și apoi fie trimiteți Gutscheinul prin poștă, așa cum vă spuneam, până la 31 octombrie, fie completați online prin scanarea acelui cod QR care se găsește pe formularul pe care l-ați primit, și atât. În mod automat, acest Gutschein de 150 de euro va fi calculat și scăzut din valoarea facturii anuale la energia electrică. Iar în ceea ce privește regula aceasta a venitului, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt trei reguli de care trebuie să aveți grijă, iar una dintre ele se referă la a nu depăși o anumită sumă a venitului pe membru de familie care are locuința principală la adresa respectivă. În cazul în care vorbim de o singură persoană, atunci lucrurile sunt foarte simple. Nu trebuie să fie depășită valoarea de 55.000 de euro pe an ca venit brut. Acest lucru înseamnă, stați să vedem că scrie aici, 5.670 de euro pe lună. Deci dacă nu depășiți această sumă, atunci beneficiați de acest Gutschein. Dacă o depășiți, atunci nu are rost să mai faceți toate formalitățile acestea, pentru că, așa cum vă spuneam, nu puteți să bifați acolo căsuța referitoare la depășirea venitului respectiv. Dacă sunt mai multe persoane care locuiesc la adresa respectivă, deci au locuința principală la adresa respectivă, atunci
Suma se ridică la 110.000 de euro pe an, adică la 11.340 de euro brut pe lună, și această limită, să spun, se adună veniturile, să spun așa, tuturor persoanelor care au adresa principală în punctul respectiv și au vârsta de peste 18 ani. Deci, dacă locuiți cu soția sau cu soțul sau cu partenerul, cu bunica, cu mama, cu tatăl, atunci trebuie să adunați veniturile tuturor persoanelor care au adresa principală în locuința respectivă. Și cum vă dați seama dacă depășiți această valoare? Ei bine, din declarația fiscală pe care ați completat-o pentru anii anteriori, ei spun că puteți să luați valoarea aceasta din declarația fiscală completată pentru 2020. Pentru că deja ar trebui să aveți această declarație fiscală completată, să aveți o decizie în ceea ce privește veniturile realizate, și să știți exact dacă depășiți această sumă sau dacă ați depășit această sumă în 2020. Dacă nu ați completat pentru 2020, atunci puteți să luați din declarația fiscală din 2019. Deci puteți un an în urmă să vă întoarceți și să vedeți exact. Dacă aveți mai multe joburi, atunci vedeți acolo exact valoarea totală și adunați pentru fiecare membru din familie și vedeți dacă depășiți suma aceasta de 110.000 de euro pe an. Dacă nu știți exact suma câștigată în 2020 sau în 2019, sau poate nu ați fost aici în perioada aceea, atunci verificați pentru 2021 valoarea de pe Loansetel. Există acolo o rubrică, numărul 245, de pe formularul L6, adică Loansetel, unde vi se spune valoarea anuală a venitului, și vedeți acolo exact. Dacă aveți mai multe Loansetel-uri, adunați valoarea, bineînțeles, adică dacă aveți mai multe joburi, adunați valoarea totală și vedeți dacă depășiți această limită. Dacă depășiți limita, nu trimiteți good shine-ul, pentru că nu aveți dreptul să îl primiți și vă creați mai multe probleme. Dacă nu sunteți siguri de valoarea aceasta, atunci puteți contacta, există un număr de hotline pe cei care se ocupă de costurile acestea la energie. O să pun și eu numărul de telefon aici pe ecran și puteți să sunați cel mai bine să vă informați pentru a nu avea probleme în cazul în care depășiți această valoare și sau nu știți de unde să o luați. Cel mai bine este să întrebați. Sper că informațiile pe care vi le-am oferit eu astăzi să vă fie de folos. Dacă aveți și întrebări, puteți să-mi scrieți în secțiunea de comentarii și cu drag o să încerc să vă răspund atât cât mă pricep și eu. Dar ne bucurăm că, nu știu, guvernul s-a gândit să ne ajute cu această valoare de 150 de euro pentru a reduce cheltuielile cu energia electrică și vă rog să profitați de acest good shine, să-l completați, să-l trimiteți, să nu uitați de el, pentru că dacă nu îl trimiteți, consideră cei de la care fac aceste calcule că nu beneficiați de această valoare și atunci nu vi se reduc costurile. Deci este mai bine să, și este recomandat să îl trimiteți cât mai repede și să îl completați corespunzător. Sper să vă fie de folos aceste informații. Dacă aveți întrebări, așa cum vă spuneam, puteți să-mi scrieți și pe Facebook și pe Instagram și aici în secțiunea de comentarii. Mi-ar plăcea încă o dată dacă v-ați abona acestui canal, dați un like dacă vi se pare folositor, și dacă aveți și alte idei de clipuri sau informații de care aveți nevoie, scrieți-mi și cu drag o să încerc să vă ajut. Eu vă mulțumesc așadar și până data viitoare vă pup, pa, pa! Forget who you